Numărul solicitărilor la ambulanță a început să crească, în special de când vremea s-a răcit ușor. Pe scurt, în perioada 7-9 noiembrie au fost înregistrate peste 6.000 de chemări la ambulanță, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, potrivit căruia, din numărul total, 2.224 de pacienți au avut nevoie de internare. Menționăm că cele mai multe chemări, aproximativ 1.400, se referă la urgențele respiratorii. De asemenea, ambulanța a fost solicitată în alte circa 1050 de cazuri de urgențe cardiologice și peste 760 de urgențe neurologice, inclusiv 78 de accidente vasculare cerebrale. Totodată, în aceste 3 zile, 26 de pacienți au fost preluați de ambulanțe după ce au fost implicați în accidente rutiere produse pe drumurile din țară. În cadrul unei intervenții, medicii au asistat și la o naștere în ambulanță. O femeie din raionul Hâncești a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.